În zona Gării de Est ar trebui să prindă viața a doua pădure urbană din Timișoara. Momentan au fost plantați arbori din diferite specii pe câțiva metri pătrați, iar autoritățile transmit că până la final păduricea se va întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Însă va fi o pădure urbană tranzitată de linii de tramvai, din care nu vor lipsi stâlpii de beton, dar și câțiva arbori ajunși deja la maturitate. Autoritățile vor trebui să nu uite să astupe o groapă, care oricând ar putea să înghită un copil. Până când așa zisa pădure urbană de la Gara de Est să prindă viață, mergem să vizităm prima astfel de pădure aflată în zona podului Mihai Viteazu. A fost plantată cu ajutorul primăriei Timișoara în urmă cu aproximativ un an și nu seamănă nici de departe cu o pădure urbană. Pe panoul informativ găsim inclusiv un cod QR. Îl scanăm în speranța că ne elucidăm cum ar trebui să arate o astfel de pădure urbană. Realitatea e mult diferită față de cea pe care am constatat-o nu doar noi, dar și timișorenii care locuiesc în zonă la un an de la plantarea pădurii. Cum se pare? Uscată. Ca să nu zic mai urât. Nu știu. Trebuia să fie o pădurice, să fie ceva plăcut, să fie ceva interesant, atrăgător. Uite cum arată. Eu am 1,50 o leacă. Asta e uscat, uscat. Mai trimis și niște femei care tot fac curățenie, dar nu știu la ce. Nu știu. În fine, bani investiți aiurea. Nu avem la nimic. Nici aleile, piste, nu semnă mai curăță nimeni. N-au, mai așa mare. Păcat de banii care s-au băgat în toate chestiile. Va mai trebui să treacă timp pentru ca arborii să se dezvolte, susțin reprezentanții primăriei Timișoara, cel puțin câțiva ani. Deja avem două astfel de mini-păduri, păduri în miniatură, care peste câțiva ani vor arăta mult, mult, mult mai bine decât arată acum. Este un concept de altfel care este folosit cam în toate marile capitale europene și pe care l-am adaptat și noi prin bugetul participativ, proiectele fiind votate de către timișoreni, și vom realiza 7 astfel de păduri și în alte zone din oraș. Plantarea pădurii în miniatură de la Gara de Est reprezintă una dintre cele 8 propuneri câștigătoare în cadrul programului de bugetare participativ al primăriei Timișoara de anul trecut. Conform proiectului, mini-pădurea urbană are ca scop reducerea poluării și a nivelului de zgomot și praf din oraș prin crearea unor mici oaze verzi în locuri intens circulate.